Angajații de la Salubritate curăță străzile 12 ore pe zi. Nici ei nu au suficiente echipamente de protecție împotriva noului virus, chiar dacă sunt mult mai expuși decât restul populației. Unii angajați preferă să improvizeze echipamente de protecție. Deși par lăsate pustii, străzile sunt îngrijite de oameni care se expun 12 ore pe zi riscului de infectare cu noul COVID-19. Măsurile de protecție sunt necesare și pentru angajații de la salubritate. Lipsa echipamentelor este și pentru ei o problemă, ca și pentru medici. În 2018, în România, erau 33.000 de angajați în domeniul salubrizării. Firmele de salubritate nu au răspuns solicitărilor de a prezenta măsurile de protecție puse la dispoziție angajaților din teren.